mă știți cu toții și cunoașteți dragostea mea pentru Sibiu și faptul că acest oraș înseamnă pentru mine mai mult decât orice pe lumea aceasta. Tocmai de aceea am decis și am ales a candida și a reprezenta Partidul Național Liberal în cursa pentru primăria municipiului Sibiu. Cum o vedeți astăzi, mă veți vedea tot timpul și nu o să vedeți în mine o campanie rea, o campanie dură, nu o să vedeți în mine o campanie violentă. Celor care mă atacă, nu o să-i atac. Cei care mă lovesc, nu o să-i lovesc. Ci doresc tot ce doresc eu, să vin cu proiecte, să vin cu principii și de fapt să înțeleagă sibianul că eu sunt reprezentantul unei noi generații de administratori locali. Avem proiecte. Partidul Național Liberal de mai bine de 10 ani activează administrația locală și vine cu proiecte și le susține, lucruri care trebuie permanent duse mai departe și de asemenea să venim cu alte idei, cu alte proiecte. Trebuie să le mulțumesc tuturor membrilor Partidului Național Liberal, începând de la ultimul în ordine alfabetică, de la litera Z, și până la cei 4 copreședinți care sunt astăzi alături de mine. Și tot ce pot să vă spun este că cu siguranță vă sunt la fel de deschis, la fel orice nelămurire o voi prezenta și o putem discuta. Vă mulțumesc mult încă o dată.